aici ne pregătim focul pentru frigărui. Și o avem pe Miriam. Salut! Cum? La ora 12 stai în natură? Bine. Îți place? Da. Nu vrei să dormi? Puțin. Da, noi suntem chiar pe malul unui lac. Se primește, Dani? Aici am găsit o creangă uscată și o punem la foc. Noi mergem să-l vedem iarăși pe Andrean. Fetele, da, vor să vadă cum el doarme mașina. Deschideți, dar încetișor, încetișor. Ce râs! El doarme. Iubire! Cătălina, cum? În natură la ora 12? Credeam că o să fie mai rece, dar este foarte cald. Da, este foarte bine. Mâine se anunță caniculă, așa că ne vom scălda chiar aici. Noi avem un lac mare. Sunt în pădure, să dorm azi noaptea. Da? Cât e ora, Albert? 12 noapte. 12 noapte. Albert, copiii deja dorm. Așa că du-te. Ce? A, vreți să-mi luați mâncarea mea? Nu. Mă duc să dorm așa de strâns. El așteaptă cărniță, să vezi o mâncată de cărniță. Frigărui, așa, mami? O nouă zi. Mamica, na. Uitați-vă ce întuneric este afară. Mamica. Bună dimineața! Bună dimineața! Noi suntem somnoroși. Am dormit afară. Și am dormit foarte bine. Oră. Iar acum noi mergem să vedem răsăritul. Dani, cum aici, Dani? Îți place? La noi este ora 6 dimineața! 6 dimineața! 7 deja? Mereu am dorit ca să merg dimineața pe malul. Ai vrut să zici pe malul mării, deși noi am vrut pe malul mării. La noi cum ar fi, e marea noastră. Da, din Moldova. Aici se revarsă râul Prut. Copilașii mei, împreună cu tăticul lor, dorm în mașină. Încă nu s-au trezit. Noi, Cătălina, deja am băut și cafeaua. Eu am reușit și să mănânc. Deci este așa o liniște și o pace și o detașare de toate problemele și conexiunea așa cu natura. Aseară am făcut chiar și un rug. Toată noaptea am dormit în saci de dormit, lângă un rug extraordinar de frumos. Cătălina s-a apucat să facă sport. A fost greu să dorm la pământ, așa? Dani, tu ai vrut să te scalzi. Apa e rece. E destul de rece. De ce? Păi ai spus că vrei. Destul de rece, pentru că este apă din râu, curgătoare. Și apa curgătoare întotdeauna este mai rece. La noi se pregătește grătarul. Și la noi se pregătește notarul. Ce notarul? Eu! A, deci tu vrei să înnoți, corect? Da. Este deja dimineața și noi facem mâncare. Vă arătăm și pe ocuș ce mâncare facem noi. Noi aici gătim cartofi în folie. Iată așa, le punem și le vom pune înjărate. Cartofii eu i-am pregătit cu ulei de măsline, oregano, cimbru, sare, le-am marinat un pic. Aici tăiem cartoful în jumătate, pun și un pic de maioneză, după care adaug cașcavalul și după care mi-a rămas aici un pic de pește roșu. Așa gătim noi pe o păturică. Am vrut să luăm o masă portativă, dar am uitat-o din păcate. Cătălina s-a schimbat. Mirosea toată fuma.
dar sunt foarte șifonate. Deci, finisăm cartofii. Eu am povestit abonaților noștri cum i-am făcut. Este foarte simplu, dar sunt foarte și foarte gustoși. Noi am încercat de mai multe ori această rețetă. Aici cașcaval am pus? Da, cașcaval sau cheddar sau un cașcaval moale, care se topește foarte bine. Noi am făcut și cu cheddar. Da, cu cheddar. Și acum facem cu... Și aici somon afumat noi am luat. Uneori noi punem șuncă. Și punem în jăratic să se coacă. Acolo este grădarul nostru. Și aici noi avem o domnișoară care umflă un camuflabil și pleacă la scăldat. La scăldat. M-am culcat la 4 și m-am trezit la 6 și am adormit afară când am văzut că toți dorm. Noi ducem cartofii la jăratic. Eu doar la foc. Pun, nu-i duc. Da, doar îi pui, da. Iernias, unde pleci? Unde tu pleci? Vino la mama! Nu aștepte, vreau să vin apoi! Iernes pleacă. Are o torbiță, Albert i-a dat-o și pleacă. Am tot electronica și am pus peste piețe. A, tu ești maker, mami. E greu să știi. Tu ești șef, da? Ce ai acolo? Apoi vă arăt. Albert, fugi după Iernes, repede adu-l înapoi. El se duce, serios. N-are nicio frică, absolut. Mai spălăm fața. Ei, unde plecați voi? Noi venim să ducem electronică. Iernes, tu? Ah, Iernes, dar ce față murdară ai. Ce față murdară ai. Tu ochi ești murdăriel, man. Ce ai acolo în gentuță? Viață. Crien, ce ai pus, mami? Trebuie să verificăm cartofii, să vedem dacă sunt gata. Juratic, e destul de bun. Noi punem și cârnăciori la copt. Cârnăciori din vită și carne de găină, da? Noi aici cu tati păzim grătarul. Am făcut prea puternic focul și ne temem că carnea să nu ardă. Avem multă carne, așa că focul e bun. Da. Am prăjit și cartofii. De fapt am copt cartofii. Și acolo și punem și cărnița. Băieții aduc niște pietre ca să înălțăm un pic grătarul. Noi înălțăm grătarul, focul e prea puternic. Pune așa pe margine, Dani, știi? Noi turnăm cafeluță. Da. A câta? A doua. Am băut la ora 6? Sau la 7 am băut? La 6. La 6. Tu nu, cafea. Băi, dă-mi o cană. E superbă. Băi, dă-mi cană. Încă o cânuță. Poftim, poftim, poftim. Ce cafea. Și tu vrei, baby? Nu, da. Mami, nu, copiii nu au voie să bea cafea. De să-i dau un pic. Aici, ultimul grătar. Este la mine acasă. Îți place? Da, că... Haideți să vă fac o mică excursie. Aici merg reparațiile. Iată căsuța mea. Noi am stricat acea verandă. Și aici vom strica câte ceva, veți vedea pe viitor. Și acum dați să vă arăt cum este în dormitoare și în cămeri. Iată camera. Deci aici practic nimic nu am schimbat. Am dat aici cu lut. A venit o femeie din sat și mi-a făcut... Așa, mărginile unde mai erau așa mici crăpături, le-am dat cu lut. Aici ne-a rămas doar podeaua să o schimbăm, pentru că era putredă deja. Ușile nu le schimb, le păstrez pentru că îmi plac. Dar că trebuie un pic... Aici va fi camera pentru oaspeți. Geamul ăsta lăs. Așa că cine vrea să vină în oaspeție, va dormi aici. Da, dacă doriți, cu mare plăcere. Iată, Miriam, și ușa aceasta vreau foarte mult să o păstrez. Toate ușile vreau să le păstrez pentru că sunt tradiționale, sunt frumoase. Și iată cum este acum în casă.
Mergem să arătăm baia și livingul, la noi s-a schimbat și proiecția casei și tot. Iată cum arată și livingul cu bucătăria. Totul este stricat. Miriam, tu n-ai văzut până acum? Nu? Unde va fi bucătăria? Aici sau aici? Deci acolo voi face bucătăria. Aici, da? Da, adică. Și aici va fi livingul, da. Aici vei servi ca fea, de fapt nu totul. Doamne, de ce sunt aici două cameri? De ce au stricat peretele? Da, noi am stricat peretele, geamurile le păstrăm. Aici și același geam. Nu, deci era cu stropul. Da, și acum este stricat totul. Da, aici voi pune o canapea, masa. Abia așteptăm să vedem. Da, și noi. Deja vă arătăm rezultatul final. De ce? Nu mai arătăm ce facem? Nu. De ce? Am fi surprize. Mai da. Foarte mare. Filmăm să avem amintire cum era până și după. După o să punem așa poze cum era și cum a devenit.